Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Janina și astăzi o să vă arăt un unboxing. Este o colaborare cu o firmă de aici din Italia. Se numește The Gusta Box. Și hai să vă arăt ce am primit în primul pachet. Cutiuța este aceasta. Hai să vă arăt fiecare. Este, vine o cutie mare, 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 cu mâncărică bună, bună, bună. Astăzi, scuzați improvizația videoului, pentru că vreau să încerc să fac un video cu lumina naturală. Și hai să vă arăt. În primul rând, vine, de fiecare dată vine câte o rețetă. Asta este pui cu curcuma. Și produsele pe care le avem înăuntru. Bineînțeles, eu le-am desfăcut ca să le și încerc și să vă spun așa despre ele dacă sunt bune. În primul rând, avem o sticlă de suc Tropicana, care este de portocale. Scuzați-mi unghiile, dar m-am întors în spital pentru că am participat la operație. Și hai să vedem. Tropicana, care este de nu se poate, adică este 100% sos. 100% suc de portocale. Este fructă proaspătă. Nu este biologică, cred. Dar a fost premiat ca produs din anul 2015. Sau și o grămadă de alte gusturi. Sunt o grămadă aici. Bun. Asta sigur, sigur o să-l cumpărăm. Ne place. Cred că costă 2 euro ceva. Următorul produs este lapte Parmalat. Este cu calciu plus, fosfor și vitamina D. Are 1% grăsim și este minunat. Îmi place, asta deja îl cunoșteam și ne place și nouă. Mai departe, aici avem un cricroc cu cartofiori cu pesto. Pesto taste. Oh, e de nu se poate. Bun, 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 știi, a mie îmi place pestoul la nebunie. Bine, deja le-am probat ca să vedem cum sunt. Mai avem încă un lăptic cu omega 3. Omega 3 este bun pentru sânge și pentru memorie. Lapte cu omega 3 și vitamine, tot de la Parmalat. Tada! Chestia asta se numește soba, dar eu cred că este și în România, pentru că în România am văzut că sunt tot ceea ce se găsește, voi să găsești și acolo, așa că o să vi-l... să vă vorbesc de el. Sunt noodles, spaghete din alea chinezești, din soia. Și astea erau cu... era cu sos clasic. Pui apă fiartă în el, le lași 3 minute, îl agiți așa, îl desfaci și scurge apa și îl mănânci. Bun, 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 bun. Soba, de la Nissin. Am mâncat numai eu, că copiii au spus că nu au încredere. Azi că întâi să mor eu și porc. Mai trecem mai departe. Tadam! Fiindcă ne-a trimis rețeta cu pui cu curcuma. Ăsta este curcuma, este un condiment indian, dacă nu mă înșel, oricum exotic. Și este bun, eu îl foloseam deja cu... mă doare mâna, n-am înțățit telefonul ăsta nebun. E... și... se poate, se poate face. E bun, 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 bun. Trecem mai departe. Preferatele mele în dietă, shirataki. Eu deja îl cumpărasem. Are numai 16 calorii pe porție. Sunt spaghete din konjac. Cunoaște sigur
burețelul ăla pentru, de la Sephora pentru curățarea chipului și astea nou în carbohidrat, sunt făcute dintr-o plantă. Bine, nu sunt ca pastele normale, dar ca să ne păcălim un pic așa că mâncăm paste, eu le folosesc, mai am deja acolo vreo 3 pungi cumpărate de mine, le-am plătit vreo 3 euro, adică 3 ori 4, cam 12 lei, punguța, dar să merită, nene. E mișto, pentru că doare mâna. Pentru că poți să le faci cu orice, adică cu pește, și sunt mișto. Îi plăcea și lui... Astea sunt de la Pezoforma, vedeți? Nu știu, abar n-am cât poate să coste, dar oricum eu le găsisem pe internet cu vreo 2 euro și ceva. Într-o zi am văzut o publicitate și la 1 euro și 50, deci... Să merită, domne, să merită. Așa, mai avem o salsă de soia. Asta încă nu am desfăcut-o, că nu prea mă omor eu cu salsa de soia, dar sunt una care se duce și mănâncă la restaurant chinezesc și mai ales sushi, ador sushi, dar salsa de soia îmi place. Strică gustul la mâncare. Dar bine, asta e fermentație naturală, zice că e bun peste tot. N-are decât apă, soia și frumentul. Frumento. Ce-o fi frumento asta? Ceva de ștroturi de porci. Și mi-a mai venit asta, cutiuță cu cafea, 10 capsule cremozo, sunt capsule. Da, eu am o mașinuță de aia pentru Nescafe și asta zice că e bună și pentru expreso. Bun, bun. Dar nu prea mă omor eu cu cafea, chiar dacă, pentru că eu sunt electrică mereu și dacă mai beau și cafea nu mai dorm. Și cam astea au fost produsele din Degusta Box din luna ianuarie. Și episodul 2 o să vă arăt Degusta Box din luna februarie. Ciao!